cum putem să salvăm Bucureștiul de mirosuri și chiar toată România. De ce? Deci, dragilor, tot ce consumați menajer, adică spune tu, Andrei. Aici avem o coajă de la lămâie. Ce avem, nu ce avem noi aici? Cartofi, coși de cartofi, orice, le mărunțiți. Hai. Le mărunțiți, exact, și le aruncați în WC-ul. Bine, nu foarte mult, așa la bunul simț, că orice familie care stă în București trage apa de cel puțin 10, dacă nu de 20 de ori pe zi. Bun. Ideea este să aruncați tot acest resturi alimentare care se descompun, deci efectiv de la mâncare, coși de cartofi și etc., să le aruncați absolut toate în WC. Și așa salvăm Bucureștiul de mirosul. Deci să ajutăm firma Eco Volesa, compania de salubritate a primăriei, voluntari condusă de Florin Pandele, groapa de gunoi Vidra, groapa de gunoi Chiajna, groapa de gunoi Glina, care acum mai nou s-a închis, însă este stație de epurare, dar vă transmitem noi, Util Trailer Oltenița din județul Călăraș, Casano Metal SRL, bineînțeles firma Supercom. Bun. Deci ce se întâmplă când trageți voi apa sau vă spălați pe mâini? După peste 2000 de metri de canale subterane, înainte de a ieși la suprafață, râul trece prin stația de epurare de la Glina. După ce se epurează, de aici merge spre Marea Neagră, oameni buni. Deci în Marea Neagră se duce toată această apă. Ideea este că vă dați seama câte vitamine voi băgați în apă? Și în felul ăsta nu o să mai pută gropile de gunoi, că de la gunoiul menajer put. Că dacă în gunoi ați arunca numai ce se reciclează, plastic și sticlă, tot ce se reciclează, nu mai pute nimic. Deci gunoiul nu are ce să pută, decât, nu? Ia zi, gândește-te, Andrei. Deci, oameni buni, gândiți că nu doare și atenție, ca să nu consumați apă, nu cumva să trageți apa. Lăsați-o așa și când faceți, eu știu, dacă aveți doamne în casă, fac ele pipi sau faceți voi treabă mare, atunci trageți apa, că așa faceți consum de apă și vă creșteți consumul de apă. Și noi suntem ecologiști. Deci, puneți pur și simplu că stați liniști, că nu bubuie nimic. Oricum, la maxim 2, 3, 4, 5 ore vă duceți la baie. Gata. Așa că stați liniștiți. Nu, poți să mai pui pâine. Bun, o să mai aveți în continuare și alte deșeuri care le aruncăm. Bineînțeles, totul vegetal, deci tot ce-i sănătate. Vă dați seama cum ar fi efectiv aceste tuneluri, câte microorganisme sunt care o să se bucure. Deci da, totul se va bucura. Morcov, păstârnac, țelină, exact. Sfeclă și toate păsările, papaya. Toate, exact. Portocală. Exact. Și nu cumva, v-am spus să nu. Deci aici aveți la noi pe canal și educație financiară și tot. Bine, dacă vreți trageți apa, dar e păcat de apă, că dați banii pe ea. N-are rost, că doar nu fuge gunoiul ăsta din WC-ul. Și miroase frumos oricum. Minim, se împute pâine. Noi cât l-am ținut cel mai mult? Cât am fost la sală? Cât 2-3 ore. Și mirosea? 3 ore și jumătate, nu. Deci după 3 ore și jumătate nu miroase. Păi nu, ce să miroase, că e țelină, este păstârnac. Deci când faceți ciorbă, exact. Faceți ciorbă, faceți prăjituri, faceți... Și capia. Exact, deci tot ce e regenerabil. Și apropo, că tot facem filmarea asta, puile. Să nu cumva, vă rog frumos, nu mai folosiți șervețele umede, să nu cumva să le aruncați. Deci folosiți cine mai are cadă. Bine, puține persoane mai au cadă. Noi, de exemplu, avem cadă. Dom'le, mă scuzați, spălați-vă cu apă la fund. Nu mai vă tot dați cu 1000 de șervețele. Spălați-vă, vedeți că apa. Există apă și săpun. Deci spălați-vă cu apă și săpun, oameni buni. Da? Bine, dacă nu aveți unde, să zicem. Dar nu aruncați șervețelele umede în WC-ul. Gata.
ca să nu mai zic prezervative și altele. Deci hai să avem grijă de noi și fiți atenți că exact cum vă faceți obiceiurile ce aruncați în veceu, așa o să aveți noroc în viață. Deci dacă aveți ghinioane sau nu sunteți mulțumiți, nu sunteți fericiți, sunt din cauză că nu respectați natura. Ați văzut cum se acum natura se răzbună? Deci aveți grijă. Deci dacă sunteți un om fericit și tot, e foarte bine. Dar dacă, eu știu, n-ai bani sau cine știe ce se întâmplă, ai nefericiri în casă, sunt din cauza obiceiurilor tale. Deci schimbă-ți obiceiurile și o să schimbi viața. Scrie-ne că noi avem toate informațiile de care ai nevoie. Vă? Pupăm! Așa arată veceul nostru. După cam 6 ore am fost plecați. Ia uitați ce superb e veceul. Ia uitați. Așa arată veceul nostru. Pe bune? Cu semințele de... Cu cojile. Toate cojile. Știți care vi le-am arătat mai devreme? Am sorbit tot apa. Nu știu că am sorbit. Da, oricum sunt superbe. Să pluteau. Dacă vreți când tragem apa, vă anunțăm. O să avem mai multe înregistrări care o să le tot lipesc. Cum vitaminizăm și umplem de enzime și culmea, golim gropile de gunoi și facem o lume mai fericită, inclusiv păsări, microorganisme și multe altele. Da, broscuțele țestoase, dar hai că vorbim, iubire mea. Pentru că broscuțele, știi că apa care noi o tragem la veceu, toate apele menajere, da, se duc din Dunăre în Marea Neagră, iubire mea. Da. Deci în Marea Neagră sunt broaște țestoase? Cred că da. Da, da, atunci da, ok. Bun. Deci ideea este că acest gunoi menajer, ce se întâmplă? Noi ne-am făcut salată. Sunt cojile de la... Selina, coși de ou. Coși de ou. Sfărmate. Da, toate le-am făcut mai mici. Și ca să știți, să învățați din experiența noastră, că noi când eram mai tinerei, acum vreo 2 ani de când am început să aruncăm în veceu, am înfundat o dată veceu. Bine, nu s-a înfundat, dar nu se mai trăgea apa cu cotoare de la ardei grași. Mai ales ăia cumpărați din supermarket. Nu se distrug, cred că stau și 5 ani în veceu. Și ăia, nu-i problemă, îi aruncați în veceu, dar trebuie tăiați cam în 4. Bine ar fi în vreo 6. Vedeți? Deci noi le-am mărunțit pe toate. Deci sunt mărunțite bine de tot. Coajă și de cocumă. Da, tot felul de coji. De la morcovi, de la tot felul de... Tot ce-i gunoi organic, da? Deci nu aruncăm nici măcar un milimetru de plastic, numai organic. Deci de la legume, chiar și carne merge aruncată, grăsime, ceva, merg și alea. N-am aruncat încă, dar aruncăm, nu-i problemă. Deci tot ce este gunoi organic, care se depreciază în apă și poate fi, să zic, mâncat. Deci ăsta e minunat. Vă dați seama cât se umple gunoaiele de la glina și plus că fac acest gunoi menajer și fermentează. Bine, fermentează oricum și în apă, dar în principiu fermentează mai mult stat și plus că nu se mai reciclează restul produselor. Că dacă arunci, să zic, gunoiul ăsta pe lângă sticle de plastic, este greu să desparți sticlele de gunoi. Bine, ați înțeles ideea. Ideea e că vă iubim. Aruncați totul în veceu. Totul, totul, totul în veceu pentru o lume mai bună și mai sănătoasă. Vă dați seama ce apă o să avem în litoral? O să avem o apă plină de vitamine și enzime. Vă iubim. Exact cum vă povesteam, noi după ce mâncăm, aruncăm totul în veceu. Bun, aici ce sunt? Sunt coși de la papaya, niște afine stricate și coși de la kiwi. Da, le dăm la rățuși. Exact. Pești. Le aruncăm frumos în veceu și nici nu tragem apa imediat ca să consumăm apa. Le lăsăm un pic în apă ca să fermenteze un pic.
Bine. Se bucure și? Da, se bucure. Bruscuțele, lăbăduțele, rățuștele. Da, deci orice, organismele în primul rând. Că astea sunt chestii. Da, știu. Da, sunt oricum, dacă ajung la groapa de gunoi, fac mai rău. Așa, părerea mea, se amestecă cu plasticele, cu alte chestii. Da. Și așa în apă se în pot apă, bucura? Se pot bucura vietățile apei. Sunt niște vietăți. Acum nu știu, poate voi știți mai bine și ne scrieți în comentarii. A doua serie de deșeuri menajere care o să se bucure toate vietățile din, bănesc că în Dunăre se varsă. Da, din, de unde zice apa de la canal. Uite, chiar o să citesc ca să nu mă fac de rușine. Deci cu dragoste pentru mediu și pentru viețuitoare, noi le dăm. Cozi, ia zi tu, pui, de ce aici? Pentru rățuște și lebede, codițe de pătrunjel și morar, avem câteva feliuțe subțire de curcuma, da? Păi alea de ce le arunci, mă, spus, e coajă. E coajă? E coajă? Păi da, mă, pui, de spune că ai curățat cu curma. Da, sunt coji. Te-ai zis că sunt feliuțe, iubita mea. Câteva feliuțe de coajă, de curcuma, iubire. Da, mă, deci ca un morcov. Curcuma e ca un morcov, l-a curățat și le aruncăm. Da, sunt toate tocate bine, bine. Atât cât... E, ca să nu ne se înfunde WC-ul, că l-am înfundat anul trecut, am aruncat din greșeală... Eu ți-am spus? Vreo 6 cotoare gdantregi de la ardei grași. Da. Eu i-am spus că trebuie gogoșar, să mănânțite, da, de la gogoșar. Dar nu-i problemă, că până la urmă s-au dus, dar le-am împins. Deci gogoșarii ăia, când îi aruncați, nu-i problemă, dar tăiați-i în patru. No, mai mult. Și să-i lăsați la dospiță, nu trageți apa imediat, că după aia faceți consum de apă. Lăsați-le acolo ca să fermenteze și când vă mangeți la WC, se trage apa. Pe bune? Păi normal, frate, economie. Păi asta tu ai seama că astea, totuși asta e sănătate, pâine. Păi asta e sănătate aici. Sunt vitamine pentru... Păi da, exact, asta e sănătate. Și lebăduțe. Deci oameni buni, nu mai aruncați gunoiul acesta organic, să nu mai aruncați în coșul de gunoi. Da, să ajutăm și noi cât putem, că nu dă nimeni apă api, că nu mai aruncă nimeni nimic. Și nu trageți apa ca să faceți economie de apă. Bine, trageți apa doar când faceți ceva, dar nu trageți apa după aceste minunății. Ca să se îmbogățească apa, știți cum e. E, ne scrieți. Cine nu înțelege, să ne scrie. Altă serie de gunoi organic. Am mai aruncat și eu, dar nu v-am filmat. Andreea nu se trezise. Am mâncat un cachi. Și am aruncat și un măr. Codița de la măr. Și am mai mâncat un papaya. Să zic aici ce gunoi spuile. Coajă de sfeclă. Da, un pic țărină. Gunoaie, da. Da. Pastârnac. Ceapă și morcov. Mai avem acolo și ardei gras. Da. Tot de la ardei gras tocat. Da. Tot felul de... Și verdețurile astea. Mă, deci, da. Vă dați seama cum o să facem râurile. Vitamine curate. Știți că am promis că mă interesez, dar uite acum o să mă interesez, să vedem unde se duc apele menajere. Vă pupăm!